Bună ziua, bine ați revenit la Contramitologia cu Mădălin Hodor și Florin Maghiar. Continuăm cu revista Securitatea. Am descoperit o grămadă de articole foarte interesante și nouă ni s-au părut în același timp și foarte amuzante, pentru că reflectă modul în care securitatea gândea, cu pretenția de cunoaștere științifică și cu pretenția de studiu sociologic, felul în care se comportau și acționau cetățenii români în 1981. De fapt, ei construiesc niște povești pe care le prezintă sub forma unor teorii mai mult sau mai puțin științifice. Da, deși noi glumim și râdem de obicei de aceste expuneri, ele în perioada respectivă, vă asigurăm, erau considerate extrem de serioase. Da, nu cred că era vreun ofițer de securitate care, citind revista Securitatea, să râdă de lucrurile care erau scrise acolo. Este bine că ne-au lăsat aceste perle de gândire, pentru că sunt încă o modalitate prin care vă puteți da seama cât de găunos și aberant era sistemul ăsta care pretindea că știe și că acționează științific, dar de fapt era complet aleator și absolut neprofesionist în modul în care se comporta. Măsurile ar fi trebuit să fie unele oarecum verificate și aplicate, dar faptul că porneau de la niște ipoteze greșite îi conduceau pe cei de la securitate în niște acțiuni ineficiente, practic, și nu își atingeau scop. Am mai spus lucrul ăsta, dar poate trebuie să-l repet. Securitatea nu a fost altceva decât a fost sistemul comunist din România. Nu era o instituție super inteligentă sau era deasupra realităților. Securitatea română era la fel ca Partidul Comunist Român, era la fel ca sistemul din interior. Nu își depășea condiția, avea aceleași tare, avea aceleași probleme, avea aceeași concepție paranoică și, în general, era în interiorul propriilor teorii pe care tot ea le construia. Deci nu trebuie să privim lucrurile, zic eu, în alt fel decât în acest fel. Iar dacă ne amuzăm de ceea ce citim în scrierile acestea ale securiștilor, este pentru că, într-adevăr, sunt niște lucruri, majoritatea dintre ele, aberante. De data asta avem de-a face cu niște considerații cu privire la crearea și folosirea rețelei informative feminine în munca de securitate. Uh-huh. Titlul este foarte promițător. Hai să vedem ce spune articolul. La examinare mai atentă a unor asemenea exemple, se poate constata că succesele obținute de femei în această activitate se datorează în bună măsură și unor particularități care fac ca folosirea lor în culegerea de informații să prezinte o serie de avantaje deloc neglijabile, printre care posibilitatea de a acoperi o arie largă de interes operativ determinată de riscul relativ mai mic de a trezi suspiciuni din partea elementelor urmărite, atât femei cât și bărbați. Acest aspect se îmbină cu capacitatea foarte importantă în activitatea de supraveghere informativă de a sesiza amănuntele, de a intui în baza unui instructaj prealabil minim și a unui volum redus de date situațiile și persoanele care pot prezenta interes operativ. Uh-huh. Al șaselea simț. Măi, aici nu pot să zic că sunt foarte departe de adevăr. Într-adevăr, femeile sunt mai atente, mult mai atente la detalii, mult mai fine observatoare ale unor lucruri decât bărbații. Nu e chiar aberant asta. Bine, te cred. Crede-mă ca bărbat. Disponibilitatea de a se angrena cu toată personalitatea în activitatea informativă determinată întrucâtva și de curiozitatea specifică sexului. Bun. Este... Da. Numeroasele exemple de informatoare care continuă să solicite sarcini operative sau să furnizeze date chiar după încetarea oficială a legăturii ilustrează această particularitate. Deci nu-mi imaginez
Scuzați-mă, dar imaginez o scenă când după 2 ani de zile vine îl oprește pe un ofițer de securitate o doamnă pe stradă și să știi și să știi că ce ți-am spus eu acum 2 ani despre ăla. De ce nu m-ai mai căutat? De ce nu m-ai mai căutat? Aș vrea să mai urmăresc pe cineva. Da. Acum aș vrea. Da. Capacitatea de a se adapta pe moment fără a se deconspira unor situații neprevăzute de instructaj anterior. Mm-hmm. Nu, odată controlul prin... Citesc eu, pentru că tu urmezi. Nu, odată controlul prin mijloace tehnice al discuțiilor dintre informatare și obiectivele urmărite au făcut dovada acestei capacități. Totodată, numeroși ofițeri, discutând la întâlniri despre atitudinea care trebuie adoptată într-o ocazie sau alta, primesc ca prin răspuns formula: mă descurc eu! Poftim! Adică, mă descurc eu! Cu care, desigur, nu trebuie să se mulțumească, dar care, în conținut, exprimă o convingere intimă că informatoarea poate face față unor situații neprevăzute. Preiau eu mingea. Mă descurc eu, lasă! A, lasă, nu mă da tu mie indicații că știu eu ce să fac. Nu mă mai tot. Mă bați la cap, deci pe ăsta. Au, știi ce? Da. 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 Nu era ușor să fii ofițer de securitate, să ai legătură informatoare. Nu vrem să cădem în plasa aceleași misoginism de care dă dovadă acest articol, da, scris de... De cine un ofițer scris? De securitate care se numește... Sunt doi, locotenent major... Maria Ilie, chiar o doamnă. Ah. O doamnă scrie, locotenent major Maria Ilie, în colaborare cu un locotenentul major Ion Jucan. Păi Ion și Jucan. Ce, dacă e femeie, nu poate fi misogină? Ba da. Ba, foarte bine. Chiar mă abțin. Da. Posibilitatea de a influența uneori prin simpla lor prezență în cazul informatoarelor aflate în relații de prietenie sau cu perspective de căsătorie cu elementele urmărite. Pardon. Atitudinea și comportamentul acestora. De multe ori aceste posibilități deosebite ale unei informatoare prezintă o mare dificultate în exploatare, deoarece ele necesită ca ofițerul, bărbat sau femeie, să controleze în permanență, să prevadă și să influențeze reacțiile informatoarei. Aici ofițerul joacă rolul unui supervizor psiholog, pentru că femeia este implicată într-o relație cu bărbatul respectiv, care poate urmează și căsătorească, tinde să deformeze realitatea și atunci ofițerul, duhovnicul ei, da, sau supervizorul psihologului, trebuie să o aducă cu picioarele pe pământ, ca să nu intre în contratransfer. Da. Aceste avantaje, cărora fără îndoială li se pot adăuga și altele, sunt însă de multe ori trecute cu vedere atunci când se iau în considerație greutățile întâmpinate de ofițeri în crearea și folosirea rețelei informative feminine. Săracii, da, ofițeri, iată că au și niște greutăți suplimentare pe lângă munca lor. Trebuie să existe și o parte negativă, până acum le-am avut pe alea pozitive. Da. Întâlnim astfel uneori opinia, poate nejustificată, că, ghilimele, bărbații sunt mai ușor de convins și deci de preferat femeilor, ceea ce implică nesocotirea criteriului esențial care trebuie să determine introducerea unei persoane în rețea, și anume posibilitățile sale informative. Considerăm că aceste aparente complicații pot fi mai ușor evitate dacă se ține seama în formarea și folosirea rețelei feminine de o serie de particularități, dintre care vom enumera câteva, fără a avea pretenția de a le epuiza sau de a le considera universal valabile. Aici aflăm că nici ofițerii de securitate n-au reușit să afle care este eternul feminin. Eternul feminin. Deci nici ei s-au dat bătuți. Da? Mă rog, hai să citim. Posibilitățile informative ale unei candidate la recrutare sunt uneori mai dificil de creat sau de extins datorită unor factori socioprofesionali, cum ar fi funcția și locul de muncă, situația familială, etc. Se pune deci problema exploatării intensive a posibilităților existente, chiar cu riscul, dacă se poate vorbi de risc, ca noi informatoare să dovedească utilă pe mai multe linii de muncă.
primul contact cu un reprezentant al organelor de securitate, bărbat sau femeie, poate determina reacții neprevăzute, îndeopște mai puternice din partea candidatelor, fapt pentru care studiul prealabil asupra personalității viitoare informatoare devine esențial în elaborarea planului de discuție și argumentelor ce vor fi folosite în procesul recrutării și mai ales în cazul candidatelor aflate în relații foarte apropiate cu elementele urmărite. Okay. Tendința mai puternică la femei de a se lăsa influențate uneori în mod decisiv de ofițerii cu care discută ofițerul care discută constituie un element important atât în procesul recrutării, cât și pe parcursul colaborării. Deși în mod aparent surprinzător, în unele cazuri candidatele au refuzat să colaboreze sau să țină legătura după recrutare cu ofițeri femei, nu considerăm că sexul ofițerului care efectuează recrutarea este determinant în formarea atitudinii candidatei. Astfel, colaboratoarea Corina, asta e numele conspirativ, da, contactată prima dată de doi ofițeri, un bărbat și o femeie, a refuzat colaborarea motivând greutățile pe care le-ar putea avea la serviciu. Recontactată de data aceasta doar de către femeie, Corina a revenit asupra deciziei inițiale. Deci a avut o ezitare pentru că era și un ofițer bărbat acolo. Păi îți dai seama, venea un bărbat care o căuta la serviciu. Și toată lumea se uita și zicea, opa, opa, Corina... Ce faci, Corina? Cu... Și pe soțul tău știe? Corina, soțul cine, tău știe. Cine a venit să te ia de la serviciu? Nu, că nu, că știi, știți? Și eu sunt informatoare la securitate. Yeah, right. Las că vii tu acasă. Da, da. Da, da. Mai ce? Mai da? Caută la securitate, da? Da. Da, ți-ai găsit un mod. Da. Folosirea în procesul recrutării a unor elemente considerate compromițătoare din viața sau cariera persoanei atrase necesită multă abilitate din partea ofițerului pentru a evita utilizarea lor în scopul forțării candidatei, deoarece în cazul unei femei există mai multe șanse ca rezultatul să fie opus celui scontat. Atitudinea înțelegătoare și liniștirea în acest fel a candidatei oferă șanse mult mai mari de succes. Da, să ne purtăm frumos. Momentul recrutării informatoare constituie în principal un moment foarte important, iar neglijarea acestui fapt poate duce la rezultate slabe pe tot parcursul colaborării, soltându-se în final cu abandonarea din lipsă de posibilități. Deci prima impresie contează. Da, love at first sight. Exact. A unor informatoare care de fapt nici n-au știut cu precizie în ce anume trebuie să constea sprijinul solicitat cu prilejul recrutării, mai ales în cazul surselor folosite în supravegherea informativă. Adică... Eu vorbea, stați un pic, dar eu ce trebuie să fac exact? Să ne zici. Nata, să ne spui acolo niște lucruri. Ce ți se pare suspect? Păi ce mi se pare suspect? De exemplu, bărbatul meu lipsește tot timpul. Nu. Păi nu știu cum, dacă a apărut. Ah, păi am văzut-o. Da. Ok. Considerăm că atitudinea unor ofițeri care sunt de părere că problema este rezolvată prin decizia că informatoarea trebuie să ne spună tot, scapă din vedere o caracteristică specific feminină și anume spiritul preponderent analitic, tendința spre amănunt și implicit slaba putere de selecție și sinteza elementelor care compun informarea propriu-zisă. Băleu, ce misogini erau ăștia cu ceea ceva. Doamne! Ei, știi cum? Deci, păi, tovarășul capitan, da, înțelegem, știu că e greu, da, știu că e imposibil să discuți cu doamna aia, că nu reușești să o convingi, da, că nu știu ce, dar te rog încearcă, tovarășul, te rog, nu lasă-mă, ți-aduc încă 10. Doamne, n-am cum, trebuie acolo, în mediu. Da, nu, da, chestia asta că este, cum zice el, că slaba putere de selecție și sinteză. Punea, ce înseamnă? Punea pofti, începeți. Și e 5 ore. Și era oja aia sărisă de pe și doamna de la 3 și am vorbit și cu vecina și așa mirosea, ăla, da, bine, ok, făcea 10 pagini. Da, ok. Faptul că de această caracteristică nu sunt scutite nici femeile ofițeri. Oh.
Hai, fata, la deci asta este foarte grav, ai foarte nasol asta. Deci îți dai seama cum se uitau ei, securiștii la femeile securiste ofițere. Ah, doamna de la... Da, sinteză, da. Ok. Nu este deloc de natură să îmbunătățească aportul informativ al rețelei feminine, ceea ce face necesar ca măcar în prima fază, dacă nu pe tot parcursul colaborării, ofițerii să depună un serios efort de formare a gândirii. Deci ăștia, ei nu înțeleg perspectiva lor despre femei, dacă nu gândesc, dar vorbesc foarte mult și trebuie ei să le spună, ok, concentrați-vă, ne interesează Europa liberă, atât. Sau le țineau niște lecții de retorică și logică înainte, da, astfel încât să aibă o capacitate de sinteză mai mare pentru informații. Plecând de la această bază, sfera informațiilor poate fi lărgită, iar amănuntele semnificative plasate în context cu mai multă exactitate. Procesul de formare informativă a unei femei, facilitat de curiozitatea caracteristică sexului, poate fi serios perturbat de apariția unui complex de inferioritate, determinat de eventuala atitudine a tot știutoare a ofițerului, mereu mai bine informat decât ea asupra situației operative. Aici cred că... este glasul unei doamne, cred că este glasul doamnei locotenent major Maria Ilie, care se simte pusă în inferioritate de către colegii bărbați. Tu crezi bărbați că ea a scris partea asta cu femeia ofițer, care nu e nici ascutită de chestia asta, cum le zicea, femeia ofițer nu sunt scutite nici femeile ofițeri de această caracteristică, adică slava putere de selecție și sinteză. Da, cu siguranță. Ea a scris, cu siguranță, ea a da. Asta, săracă. Da. Și cred că și pasajele alea despre psihologia femeii, știi? Pentru că chiar cât ar fi fost ăștia securiștii de misogini, și erau misogini, mai ales că nici nu prea erau femei angajate în securitate. Păi tocmai că erau puține. Asta prin 7-6 este prima clasă de femei ofițeri. Tot nu cred că ar fi fost în stare să pună pe hârtie cu subiect și predicat niște aberații de felul ăsta. Un bărbat oricât de... de misogin. Misogin ar fi fost. Adică care să descrie în termeni mai... Nu, poate sau să descrie în termeni atât de peiorativi o femeie informatoare. Adică, practic, dacă citești articolul ăsta, la sfârșit te întrebă, dar de ce recrutau ăștia femei? Că nu înțeleg că nu aveau discernământ, nu aveau putere de sinteză, nu știau ce informații să caute, trebuiau educate. Uite, ăsta spune aici, zice că trebuia să fie și formată în gândire. Deci ce Dumnezeu să faci? Nu mai recrutați femei atunci. Da. Da, și scade aport informativ pentru că se simte inferioară. Okay. Este posibil ca în cazul legăturii cu ofițeri femei, primul dintre aceste pericole să fie mai mic. Deci iată, cred că este doamna locotenent major. Și doamna asta locotenent major, eu cred că era, căuta un fel de girl power în securitate. Era femeile să se ocupe de femei. Bineînțeles, păi uite și propune că aici dacă legătura este cu un ofițer femeie, aportul crește, crește așa deoarece autoritatea unei persoane de același sex tinde să scadă. Iar exemplu informatorii Diana, permanent interesată de consecințele activității operative asupra unei situații pe care o poate sesiza direct, ne duce la concluzia că utilitatea pe cât posibil concret demonstrată a muncii duse de informatoare atunci când aceasta dă dovadă de corectitudine și de pasiune, constituie de multe ori un stimul mai puternic decât recompensele materiale. De ce a voia să știe dacă într-adevăr a făcut rău? Cred că. L-a prins pe nenorocitul ăla. Venea, suna o dată la trei ori. L-a prins pe nenorocitul ăla. Închidea. L-a prins pe nenorocitul ăla. Închidea. Da, l-am prins. Haideți să vă dau recompensa. Nu, lăsați, e bine așa. Am făcut numai așa, din răutate. Da. Pierderea din vedere a dat pierderea din așa, femeie în situații, în momente neprevăzute și elaborarea unui instructaj prea strict poate duce la deconspirare, ceea ce impune un efort deosebit pentru înlăturarea acestui pericol. Din păcate, acest efort se concretizează adesea în instruirea informatoarei cum nu trebuie să se deconspire și nu în întărirea convingerii ei că nu trebuie cu niciun prilej să trădeze legătura. Pe de altă parte, se face uneori greșeala de a se atrage atenția informatoarelor asupra nerespectării instructajului, chiar atunci când acestea își rezolvă sarcinile trasate, ceea ce poate provoca
un complex de inutilitate în și în final scăderea aportului informativ. Clar, deci aici pot să spun 100% că a scris doamna locutenent major asta. Dacă s-ar putea vorbi despre un moment recomandabil pentru recrutarea unei informatoare, considerăm că acesta ar trebui să intervină înaintea unor evenimente majore din evoluția personalității ei. Căsătoria, repartizarea în producție, nașterea unui copil, etc. Da. Cum s-au gândit că este mai expusă? Da, probabil că se gândeau mai... că din punct de vedere emoțional, mai expusă emoțional. Este mai, da, este mai, vulnerabilă. Mai vulnerabilă, exact. În, în situațiile, o femeie este mai vulnerabilă în Poate fi manipulată emoțional mai ușor. În, bine, repartizarea în producție, nu știu câte femei erau emoționate de treaba asta, dar era un moment important. Da, continuă cu povestirea unui caz, dar cred că ar trebui să ne oprim aici cu acest subiect. Sperăm să mai găsim pe tema asta subiecte la fel de interesante și de uluitoare din punctul meu de vedere. Este o abordare pe cât de, cum să spun, pretențio-științifică, pe atât de găunoasă din punctul ăsta de vedere. Da, eu remarc la finalul emisiunii noastre că practic această doamnă locotenent major Maria Ilie, nu știu, poate mai este, mai trăiește, o fi la pensie, a scris acest articol, a strecurat practic în acest articol foarte interesant niște chestiuni legate de perspectiva ei, a încercat poate să creeze această perspectivă că informatoarele femei se simt mai bine cu ofițeri femei, nu știu, așa reiese din articolul ăsta. Atât deocamdată la contramitologia cu Florin Maghiar și Madalin Hodor și, nu știu, aveți grijă.